Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Ia, ce zice Liviu? Liviu, prietenul lui Cătălin. Liviu, bine ai venit! Draga mea, bine te-am găsit! Bună. Bine te-am regăsit! Ce faci? Excelent! Ți-am pregătit trei farfurii delicioase. Am mâncat de nu trei eu, zile. Cei trei șefi. Ok, spune ce trebuie să fac. Tu știi că în battle-uri ei se întrec cu echipele lor. Da. Și cu aceste amulete au diverse avantaje în aceste battle-uri. Am înțeles. De exemplu, cea de astăzi le oferă dreptul să oprească doi concurenți din echipele adverse să lucreze cu echipa timp de jumătate de probă. Wow, mai bine nu știam. De ce? Ce presiune. Păi acum îți dai seama, mamă, toată lumea, ăsta e prieten cu Scălătescu. Doi prieteni și cu Scălătescu și cu Ponta și cu Florin, cu toată lumea. N-am niciun fel de partipri cu nimeni. Nu, ar fi unfair, n-ar fi frumos, nu e etic, nu pot să fac așa ceva. Știi ce? Mie dacă îmi place mâncarea, îmi place mâncarea. Dacă exact, nu-mi place, asta zic asta și e, eu, frate, și cu asta tot de gard, la tine. Eu nu. Asta zic și eu, doar ca să înțelegi când e vorba de presiunea mâncare. Sub care ei lucrează. Hai, dar spus o presiune pe mine, o să fie greu să jurizez. Chiar o să fie greu. Tema de astăzi a fost calamari. Bun. A, deci doar calamar avem. Doar calamar. Că aia părea foarte mișto, zici că e os cu măduvă, os de vită cu măduvă. Zici că e... Arată mișto, dar doar că arată mișto calamarul. Cu ce farfurii vrei să începem? Cred că ar trebui să încep cu ăsta, după cum arată. Okay. Astea vrei? Sunt un pic mai greuțe. Care îți dorești tu? Praf. De. Și acum să descompunem farfuria asta, o să-mi bat joc de ea, o să arate îngrozitor după ce, ce mănânc, îți dai seama. Bateți joc de ea. Ok. Dă-i cu furculița perfectă. Hai. Dă-i cu furculița perfectă. Vreau să fiu sigur că n-am uitat nimic de aici, că iese un scandal. Hai că pe asta o bag după, că nu pot nici o să iau atâta furculiță. Și pire, așa. Și puțin. Și oțet, și oțet, și oțet. Și un pic de chestia asta dulce, zahăr, ce-o fie așa, aici. Așa, reducție de oțet balsamic. Ăsta e crispy, e foarte interesant că toate chestiile astea sunt moi. Mă rog, sparanghelul e crocant. Nu, trebuie să cuși eu de asta. Numai hai, te rog, fii atent. Cu atât... deci, hai, te rog să mă crezi că ca să vezi de ce vorbim, că tu știi ce e înăuntru. A fost o combinație de texturi și de moduri de tratare a calamarului. A fost extrem de interesantă farfuria. A avut ridiche, a avut verdețuri. A fost extrem de echilibrată și mi-a plăcut piureul ăla de vânătă și cu usturoi copt. Minunat, îl tragi pe pâine și îl mănânci acasă la orice oră, știi? Foarte, foarte bun. Ne întoarcem la cuțite. Suntem în sesiune de degustare a farfuriilor cu calamar gătite de șefi. Miroase foarte bine. Și cum povestești tu așa și cum îți plouă în gură... Deci fii atentă, stăm... De asta cred că... Aici avem așa, au prăjit calamar chestia asta. Cu risotto, așa. Cu lime. Iar deasupra este un... o fel de pesto. Și e dulceac, trebuie să iau furculiță. Ia alta. Și puțină miere. Miere, da. Toate bălăriile astea sunt prăjite. Bălării? Scuză-mă, verdețurile, iartă-mă, verdețurile astea toate, uite-te, sunt prăjite. Știi că șefii acum se uită la noi și au tot... Da, deci fără bălării. A zis de bună. Bun, bun. Da. Eu știu că eu sunt slobor la gură, nu. Nu, dar îmi place să mănânc. Îmi place de Liviu cum vorbește despre mâncare. Vorbesc serios, se face și mie poftă și e un tip foarte așezat, foarte uman, care gătește și mănâncă și, drept urmare, și la jurizarea noastră s-a purtat exact la fel. Prima oară aș lua din chestiile astea, pentru că mulți ard tentaculele caramelului, știi? Nu există. Vreau să văd dacă le-a gătit cum trebuie, ăla sau ăsta care vrei tu, trebuie să fie crocant, super gustos, poți să o dai un pic în sos. Hai mă, du-te acolo, bagă-te în cuțit, hai la caltaboș. Cam dulce. Dar hai să zicem că l-am dat numai pe marginea asta. Cam dulce, cam dulce, e cam dulce. Ha? Zici ceva. Scoate un sunet. Să simte lime-ul. Mi-ar plăcut să simte un pic mai mult. Calamarul a fost foarte bine gătit, carnea crocantă și, pe urmă, sosul a avut și frunzele alea care erau prăjite în ulei și știu cum e, confiate în ulei și foarte crocante și foarte gustoase. Foarte interesantă farfurie, adică a avut câteva elemente de dificultate și le-a trecut cu brio. Hai să vedem și pe asta. Ceapă, vânătă, calamar umplut. Ia să vedem. O să-ți fie foarte greu. Mie una mi-ar fi foarte greu să aleg o singură farfurie. Sunt prea bune. Am dat de dracu. Da.
Tocănița aia de vinete de subt, vinetele aia trase și făcute acolo cu ceapă foarte, foarte gustoase, chiar erau bune și mi-acopereau calamarul. Dacă mi-l locuiei calamarul cu altceva, aproape că nu simțeam. Spre care dintre ele înclin? Mi-e greu. Înțeleg. Toate farfurile sunt minunate, mâncărurile sunt excelente. Dacă trebuie să aleg, n-aleg doar ce e pe sufletul meu, știi? Că eu trebuie să mă gândesc la tehnici, la cât s-a străduit fiecare, nu că îmi place sau nu-mi place. Asta nu e, asta e altă poveste, știi? Eu trebuie să apreciez îndemânarea oamenilor ăștia la care au gătit. Hai să mai luăm o bucățică de șunculiță, că șunca întotdeauna e un sfetnic bun. La drum general, de seară. Porc în general, știi că tot vorbeam de calamar. Gata, m-am decis. T-ai și decis, acum, da? Fug ca să nu iasă scandal, okay. Trebuie să mai fac ceva? Trebuie să mergem să anunțăm. Oh, f***, de asta mi-era frică. La cum l-am văzut pe el, nu ne dăm seama ce i-a plăcut mai mult, pentru că i-a plăcut tot. Da. Adică a mâncat cu poftă din toate și s-a văzut că îi place mâncarea în general. Mi-a fost foarte greu să aleg. Deci dacă nu era Gina cu mine acolo la porțile alea de intrare, fugeam acasă, nene. Oh, salut, salut! Ce faci, Liviu? Domnule, salut! Domnule! Salut! Arăți bine, ești fresh, zici că-ți viu, bine. Ești foarte gata, bine. E săptămâna aia în care putem să și bem ceva. Și vezi că avem părul un pic cam la fel, adică îl mai glas și un pic să crească. Băi, deci fata asta care face machiajul și vezi că nu mai am cearcăne și stă părul bine. Perfecțiune, băi, deci o iau acasă. Zici că-ți viu, m-am uitat în oglindă, acum mama, te uiți? Liviule, ți-a plăcut calamarul? Nu ne-am dat seama care farfurie n-a fost pe gustul tău, care a fost pe gustul tău. Bă, ți-au plăcut toate, mă. Deci te-am simțit așa, mâncău, ceea ce e foarte mișto. Să știți că noi am petrecut destul de mult timp acolo. Am văzut. Ah, așteptăm discutând ceva. Discutând, deliberând. Îmi pare rău. E ok. Și să știți că lui Liviu i-a fost greu să iau o decizie. E greu, frate, am o etate, sunt om bolnav, bătrân. De ce mi se întâmplă mie chestia asta? De ce presiunea? Hai mă, Liviule, zi care ți-a plăcut cel mai mult. Zi care a câștigat, nu care ți-a plăcut cel mai mult. Eu nu știu care a câștigat, că eu spun ce am mâncat. De unde să știu eu cine a gătit? Păi da, mă, și care e farfuria care câștigă amuletul? Tu să le spun acum? Da, acum, te rog. Calamar umplut. Care? Ăla lung, cu sosul, cu fistic. Cătălin, felicitări după reacție. Bă, las-o, dragi, că n-am mai luat o amuletă de... E seceta. Ce, mă, tu l-ai făcut? Ăla, da. A trebuit să retrag, o să zică lumea că am lucrat împreună. Lasă-mă, că n-a zis nicio lume, băi, lasă-mă în pace. Ce-am zis? Nu e, mă, băi. De multe ori l-am judecat greșit pe Cătălin, crezând că el știe și le explică unor degustători ce farfurie să boteze. Nu cred că e adevărat, pentru că nu-l cred pe Liviu în stare de așa ceva. Într-adevăr, cred că lui Liviu i s-au aprins acolo niște beculețe. A ales-o pe aia care a fost mai mult pe gustul lui. Eu sunt martoră și am să vă spun că până în clipa finală, Liviu a jonglat între farfuria lui Florin și farfuria ta, Cătălin. Mi-a fost greu să decid între cea albă și cea albastră, dar n-am avut încotro. Asta mi-a evocat mare, asta mi-a spus povestea calamarului. A fost ceea ce trebuia. Prima pe care am eliminat-o acum, înțeleg că este a ta, aia cu vinetele. Mm-hmm. Minunată, eu sunt iubitor de vinete de calamar în egală măsură. Farfuria ta aș mânca în ianuarie. Deci absolut minunată, doar că am zis, bă, e vară, în sfârșit a venit vara, vreau și eu ceva de vară, frate, să ieșim din casă după pandemie. Și de-aia am zis... Păi da, dar fii atent, noi astea trebuia să le filmăm acum 2-3 luni. Deci am rămas așa. I-a găsit explicație. Bravo, mă, de unde ai spus? Senzație, mă, bravo. A uitat să-i spui asta, Gina. Calamarul mi-a dat de furcă tare, frate. M-a încurcat rău de tot. Mă, stai să este un cuțiu calamar. La vârsta și experiența mea, Doamne ferește. Au fost bune toate. Îmi pare rău că trebuie să aleg, mă enervează. Hai, n-are nimic, haide. După 7 amulete luate, când vine și a 8-a, n-ai cum să nu te bucuri. Ăsta este pur și simplu jocul. De-aia venim să ne confruntăm la amulete. Să le luăm, eu le-aș lua pe toate. Păi ce te bucuri, mă, așa? Că tu eu n-am mai luat de 5, de 5, 6 amulete, eu n-am mai pus mâna pe, n-am mai prins nicio amuletă. Păi ce astea sunt? Din ultimii 10 ani nu sunt din concursul ăsta. Ba da, dar... Păi și ai eu n-am mai luat de mult. De ce, mă, bucurești, nebune? Hai, mă, împărțiți-le frățește! Nu există, măi, frățește! Hai, mă, repune pe să se bucure el de ele, mă! Lasă-mă, să bucure el de ele, mă! Dragii mei, vă doresc de acum încolo doar așa să gătiți. Foarte aproape de mine, dar fără să mă depășiți.
vă iubesc. Concluzia zilei, da?